Am pregătit usturoiul. L-am desfăcut din cățel, așa că am păstrat doar grăunții. Acești grăunți i-am curățat de frunzele care cad foarte ușor, iar acum îi voi stropi cu o soluție cuprică, Champ 77. Este o protecție împotriva manei și împotriva altor fungi pe care usturoiul îi va găsi în pământ. Îi stropesc, îi amestec puțin. Îi întind răsfir cât mai bine, pentru ca fiecare bob să intre în contact cu soluția noastră cuprică. Le dau un strat, îi las la soare și aștept să se usuce soluția cuprică pe grăunții de usturoi. Am pregătit terenul, am săpat, am greblat, iar acum ne apucăm de plantat usturoiul. Avem un dispozitiv de măsurare a distanței. Pentru a planta la distanță egală. Și am ales 8 cm între căței de usturoi, deci distanța dintre plante, și 20 de cm distanța dintre rânduri. Și începem simplu la fiecare 8 cm introducem 3 cm în sol grăuntele de usturoi. În felul acesta asigurăm o plantare egală la distanțe egale și un randament bun pe suprafața selectată de plantare. Așa că, la fiecare 8 cm, împingem grăuntele de usturoi 3-4 cm în adâncime. După ce am executat un rând, trasăm semn și mutăm indicatorul nostru de plantare mai departe cu 20 de cm. După care, repetăm operațiunea și înfigem fiecare grăunte de usturoi la distanța stabilită de 8 cm. 8 cm distanță între plante pentru usturoi este suficient. După plantarea fiecărui rând, trecem mai departe și tot așa până plantăm întreaga suprafață cu usturoiul pe care l-am stabilit.